După patru ore de dezbatere în plenul Parlamentului de la Chișinău, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Gavrilița a fost respinsă. În raportul prezentat în fața deputaților, șefa executivului a vorbit despre acțiunile guvernului și reacțiile prompte la multiplele crize care au lovit țara noastră, dar și despre reformele care au adus Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană. De asemenea, Gavrilița a trecut în reviste principalele realizări ale guvernului orientate spre beneficiul cetățenilor. Dragi moldoveni, știm că vremurile sunt grele, și că scumpirile vă lovesc din toate părțile. Vă înțeleg teama și uneori supărarea. Da, nu întotdeauna reușim, uneori avem și scăpări, dar vă rugăm să nu puneți la îndoială nici pe o clipă bunele noastre intenții și capacitățile de a soluționa problemele voastre. Inflația este temporară, Economia mondială își va reveni, chiar dacă unii tare nu-și doresc acest lucru. Moldova va ieși din criză, fiindcă nu este singură. Prosperitatea este posibilă acolo unde este cooperare, colaborare și solidaritate. Sărăcia este acolo unde este izolare și discordie. Va ieși și Moldova din această criză, pentru că avem în spatele nostru un popor inteligent și muncitor, dar și parteneri de nădejde. Prin măsurile pe care le-am luat la guvern, am căutat să facem viața fiecăruia mai ușoară. Vom continua să luăm decizii cât mai bune și mai optime pentru moldoveanul de rând, pentru a trece cu bine pe, prin această iarnă și în anii care vin înainte. În acest moment suntem într-o cursă pentru a restabili normalitatea și a pune Moldova pe un drum al dezvoltării care să se simtă în viața fiecăruia. Avem nevoie de un moment al solidarității între oamenii de bună credință, care constituie majoritatea absolută a acestei țări. Vom trece împreună, solidari, și de aceste crize și vom fi mai puternici. Tocmai pentru că nu le vom face pe plac celor care ne vor slab și dezbinați. Avem soluții, avem resurse, avem sprijin ca moldovenii să aibă un viitor liber și prosper aici, la noi acasă. Amintim că blocul comuniștilor și socialiștilor a depus o moțiune de cenzură asupra activității guvernului Gavrelița la sfârșitul ședinței plenare a Parlamentului din 15 septembrie curent. Potrivit regulamentului Parlamentului, moțiunea de cenzură asupra activității guvernului se supune dezbaterii în prima zi de ședință plenară a săptămânii următoare datei depunerii și se adoptă cu votul majorității deputaților aleși.